ținând cont de situația de la Serviciul de Evidență a Persoanelor al municipiului Sibiu, fac următoarele precizări. În data de 21 aprilie 2020, din cauza unei regretabile erori informatice, s-a raportat că un număr de 7 angajați a acestui serviciu, care au intrat în contact cu persoana confirmată pozitiv, au fost testate, iar testele au fost negative. În urma verificărilor s-a constatat că aceste teste s-au efectuat abia în ziua de 21. Astăzi, la orele 16, am primit raportarea în ceea ce privește rezultatele acestor teste. Două dintre aceste teste au fost finalizate, unul este pozitiv, unul negativ, iar 5 teste sunt în așteptare. Imediat ce vom avea aceste rezultate, o să vă comunicăm. De asemenea, persoanele în cauză, în număr de 7, nu s-au prezentat în această perioadă la muncă.